Managerii de spitale de același grad simt nevoia modificării legislației cu privire la modul de finanțare a acestora, apreciind că la această oră legislația este depășită și că este nevoie de modificarea ei. În 2010, spitalele au fost date prin lege spre finanțarea autorităților locale. De la această dată, la Unitatea Sanitară Romașcană s-au făcut eforturi financiare uriașe pentru modernizarea acesteia. Fondurile însă nu sunt suficiente, așa încât trebuie ca prin lege finanțarea să fie echitabilă. Trebuie schimbată și această legislație, pentru că dăm exemplu aparatul nostru de radiologie, care a fost cu foarte mult când. Da. Spitalul din 2010 a fost preluat de către primărie, Consiliul Local. Nu a fost preluat ca așa s-a dorit. Așa a fost legislația impusă la momentul respectiv. Și s-a dovedit a fi o măsură bună. Da, a fost cum o măsură bună, cum arăta înainte spitalul și cum arată acum. Nu vorbim la cel de la Rom, doar spitalele în general. Da, într-adevăr, în general. Ideea este următoarea, că primăria Roman, ca să modernizăm spitalul și să-l facem de nivel european, ar trebui investiți foarte mulți bani, da? Nu are de unde atâția bani, da? Ne ajută și ne-a ajutat, s-a făcut foarte multe cu sprijinul domnului primar. Fondurile însă nu sunt suficiente, așa încât trebuie ca prin lege finanțarea să fie echitabilă pentru spitalele de același grad. Trebuie fonduri și de la Consiliul Județean și de la Ministerul Sănătății. De la Consiliul Județean, ei spun că, domnule, noi finanțăm doar Spitalul Județean, dar Consiliul Județean primește bani de la guvern, da? Guvernul când dă spre județul Neamț, nu direcționează strict spitalul județului Neamț, direcționează spre Consiliul Județean, care are în subordine toate spitalele din acel județ. Spitalul Roman este spital de gradul al treilea cu profil de urgență și deservește municipiul și cele 29 de comune limitrofe, dar și pacienți din județele Iași și Bacău. În aceste condiții este normal să primească finanțare și de la minister și de la bugetul județului, dar și de la cel local. Spitalele de același grad, deci cum este Spitalul Roman, gradul 3, să fie finanțat la fel ca și celelalte spitale de gradul 3, spital de urgență. Văd că v-ați propus că aici noi un termen, 31 a 12 a 2017, de ce așa târziu? Nu, trebuie să aibă timp să... Credeți că dacă ajunge astăzi, de mâine, poți face, durează. De procesul legislativ. Da, durează. Plus că trebuie modificată nu numai la nivel de, vedeți, cu mașina timp, să dau un exemplu. Noi, nouă ne-a fost oprită mașina, tocmai pentru că nu suntem spital județean sau reședință de județ. Această lege 95 din 2016, din 2006, nu a mai fost modificată la acest nivel. Iar în 2006, când s-a propus cu ordonanța de 1706 pe 2007 în ceea ce privește activitatea centrelor și unităților de primiri urgențe, la acel moment, într-adevăr, banii care au fost s-au putut finanța atâtea mașini sau atâtea unități de primiri urgențe, atâtea centre de primiri urgențe. Ei s-au dezvoltat foarte mult. Bani sunt. Un exemplu de funcționare arbitrară a legii este cel legat de dotarea Spitalului de Urgență de la Roman cu o ambulanță de terapie intensivă care a fost retrasă de la Roman din cauza legislației discriminatorii. Pe lângă spitalele de urgență județene, nu, pe lângă spitalele județene sau reședință de județ, să aibă această mașină de terapie intensivă mobilă și spitalele de urgență, spitale de gradul 3. De gradul 3. Pentru că nu sunt multe spitale în țară de acest nivel, plus că Romanu este o zonă, cu toții știm, un nod rutier, cu multiple accidente rutiere, în care este nevoie de această mașină. Și deci este peste mână, o dorință, Piatra Neamțului, da, peste mână. Da, iar Romanul deservește nu numai locuitorii din Roman, comunele arondate, plus că și comunele din județele alăturate. Avem foarte mulți pacienți din Tagâța.
Da, Gâța este Iași. Județul Iași, da? Pacienții din partea Mircești, tot Iași, de la Filipești, de la Hălăucești, că nu se duc nici la Iași, nici la Pașcan, vin tot la Roman. Acești pacienți nu poți să spui graniță și să zici, domnule, nu te primesc că nu ești din județul meu. Un argument în favoarea necesității de finanțare egală a spitalelor de același grad îl constituie statistica, ce demonstrează că la spitalul de urgență din Roman sunt tratate anual un număr aproximativ de cazuri ca în cel județean. Am și o statistică cu externările. Noi, la nivel de spital, am avut în 2015 pe spitalizare continuă 22.549 de externări. Pe spitalizare de zi 9.143, în ambulatoriu 51.971 de consultații, iar în CPU 38.669 de prezentări. Comparativ cu spitalul județean, la CPU s-au prezentat deci undeva în jur de 45.000. La spitalul județean. Noi știm că în momentul în care tot am făcut memoriile către minister pentru mașina timp, am avut nevoie să comparăm și să explicăm de ce dorim această mașină sau de ce am dorit transformarea centrului de primire urgențe în unitate de primire urgențe. Deci, comparativ cu județul, aproape la fel, 38.000, 45.000, da? Avem multe prezentări. Păi și atunci trebuie să fim și dotați corespunzător, pentru că acești pacienți au dreptul la viață indiferent unde se află, că ești în județ, că ești în municipiu, că ești la comună. Și conducerea Spitalului de Urgență Roman speră că, odată ajuns și în Parlamentul României, parlamentarii din Roman să inițieze un proiect de lege care să modifice legislația care nu mai corespunde realităților sanitare din teritoriu.